A visat să ajungă doctor în științe și să creeze propriul soi de măr, însă viața a scris un alt scenariu pentru ea. Elena Beznos din Chișinău are o pasiune inedită, care de mai bine de 15 ani îi alină nu doar sufletul, dar o ajută să câștige și bani. A învățat singură să creeze adevărate opere de artă din ață și cuie. Și a desăvârșit tehnica muncind zi și noapte sub acompaniamentul sunetului produs de firul de ață, iar acum își împărtășește experiența cu cei mici. Am găsit-o pe Elena Beznos în atelierul ei, înconjurată de copiii curioși să afle cum să combine iscusit ața, cuiele și lemnul. După ce termin de bătut cuiele, deja începe procesul de împletire însăși propriu zis și decurge cam în felul următor. Asta este, o să fie o lucrare în stil tradițional și este chiar pomul vieții și scris și Moldova aici. Facem iată așa de la un cui la altul până umplem golurile. După ce a urmărit captivat jocul haotic al firului de ață, plimbat cu dibăcie de meșteriță de la un cui la altul, entuziasmați copiii și-au încercat puterile. Elena ne-a povestit că este pasionată din copilărie de lucrul manual, iar atunci când s-a aflat în concediu de maternitate, a decis să încerce o activitate nouă. Visul meu era să creez soiuri noi de plante și anume de măr, dar situația noastră cu știința era cam șubredă. Eu, fiind cu copil mic, am încercat o altă cale. Tot timpul eram frapată de lucru manual, tot timpul eram în căutarea anumitor activități mult mai speciale, mai specifice, ca să fie ceva mai deosebit. Și așa am dat într-o revistă de niște tablouri de genul ăsta, executate din cui și ați. Mi-a plăcut foarte mult, am încercat. Și prin metoda încercărilor și greșelilor, am reușit să ajung la un anumit nivel. În primăvara anului 2008, meșterița și-a expus pentru prima dată lucrările în centrul capitalei. Reacția și aprecierea oamenilor i-au dat curaj să realizeze cât mai multe lucrări în această tehnică. Eu eram, ca să zic, una din primele care am început la noi în țară să fac această îndeletnicire, să mă ocup de string art, pentru că atunci când am început a ieși pe la expoziții, am văzut că sunt cu adevărat întrebate, cu adevărat oamenii apreciază și asta mi-a dat și mai mare imbold ca să merg mai departe. Dar era un domn acolo care mi-a zis, uite, arată-mi lucrările care le ai și mi le-a cumpărat pe toate. Cu un an mai târziu, Elena devine primul meșter în string art cu carnet de membru al Uniunii Meșterilor Populari din Moldova. Au fost prezentate lucrări în stil tradițional, struguri, stema Moldovei, adică pomul vieții, eram ca o noutate. Adică poate asta și a fost un mai mare imbold ca să fiu primită în Uniune, că e ceva mai deosebit. Realizarea unui tablou în tehnica string art durează de la câteva ore până la luni întregi, iar prețul unei lucrări depinde de complexitate și dimensiuni. Cea mai mare lucrare realizată de Elena a fost un covor în stil tradițional de 2x3 metri. Meșterița a muncit la el 3 luni, însă aceasta nu a fost cea mai complicată lucrare pe care a realizat-o până acum. Am făcut o lucrare pentru o companie și acolo lucrarea însăși nu era atât de mare, era poate 40 pe 60 cm, nu mai țin minte, dar era un logo și era destul de complicat, avea elemente mărunte și mi-a părut dificilă. Zilnic, femeia încălcește 10 de metri de ață și bate sute de cuie. Alegerea aței pentru fiecare lucrare nu este întâmplătoare, spune meșterița. Depinde mult de imaginea pe care trebuie să o realizeze. Lucrează cu ață fină de mătase și ață moale de bumbac. La diferite lucrări, diferită ață. Spre exemplu, pentru lucrarea asta este folosită ață de mătase, un pic mai groasă, dar este de mătase. Și în lucrarea asta, în cheia sol, este ață tot de mătase, dar e deja un pic mult mai fină ața și lucrarea se primește
mult mai fină. Lucrările în stil tradițional le fac doar cu fir de bumbac. A vrut să renunțe de mai multe ori la această îndeletnicire, însă dragostea pentru artă i-a dat curaj să depășească obstacolele și să-și valorifice munca. Fiecare creație este o parte din sufletul ei și nu-și poate imagina o zi să nu bată cuie. Pentru ea, fiecare fir de ață plimbat de la un cui la altul reprezintă o adevărată evadare din cotidian. După ce și-a definitivat tehnica, Elena a decis să transmită mai departe ceea ce a învățat să facă. Pasări care le place la copii să facă, da, e ca asta. Am avut chiar un băiețel a venit. A făcut frunza ea ca aici, adică ea merge așa haotic ața, da? Dar el a făcut anume ca cu mari nervuri frunza ca așa ea, linic, el așa vrea. Până acum, Elena a creat mii de tablouri. Cheia Sol este comandată pentru cadouri pentru artiști și este foarte mult întrebată. Gen de lucrare a ajuns și la Eugeniu Doga, și la Gheorghe Mustea, și la foarte mulți muzicieni de-ai noștri renumiți, și la profesor de canto și profesor de vioară. Este o lucrare foarte renumită. Mai fac și mărțișori în genul dat. Chiar am vrut să încerc să văd, pot eu face ceva în string art, dar mărțișori este un lucru foarte fin, foarte migălos aici, pentru că este carton dur și ață de matasă foarte fină. Încercați să fac și cercei, și atât cercei de felul ăsta, tot tehnica string art. Tehnica string art a fost folosită pentru prima dată de Mary Everest Bull în 1832 în Marea Britanie pentru a face ideile matematice cât mai accesibile copiilor. În 1970, tehnica capătă o popularitate în țările occidentale, când numeroase gospodării aveau câte un tablou handmade pe perete. În țara noastră, aceasta este aplicată pentru prima dată în 2005.